Emisiunea vă este oferită de Mabo Utilaje, unul din principalii dealeri din România de tractoare, utilaje agricole, de construcții și utilaje municipale. Mabo Utilaje vă așteaptă cu cele mai corect dimensionate soluții pentru afacerea dumneavoastră. Localitatea Vinga din județul Arad a reușit în ultimii ani să atragă fonduri naționale și europene, să se modernizeze și să întâmpine pe cei care trec pe aici cu o imagine nouă. Primarul comunei s-a implicat mult în viața localității, a muncit pentru a face din Vinga o comună europeană. Strădania edilului se poate vedea în toate cartierele. Clădirile au fost refăcute, drumurile modernizate. Odată ajunși în Vinga, poți vedea o comună care face cinste României. Bine ați venit în comunitatea noastră, comunitatea Comunei Vinga, o comună în plină dezvoltare, după cum o să vedeți. O comunitate formată din 6.180 de locuitori, care trăiesc, să zic așa, într-o bună armonie și înțelegere. O comunitate de oameni vrednici, de oameni harnici, care muncesc pământul nostru, cele 12.000 de hectare teren arabil, muncesc cu hărnicie. Și se văd și rezultatele vara-toamnă. Spun acest lucru pentru că înainte de a-mi depune candidatura în 2012 la primăria Comunei Vinga, am fost agricultor și mă mândresc cu acest lucru. Este o meserie frumoasă care îți aduce de multe ori și satisfacții. Este o muncă grea, nu chiar simplă, dar cum am spus, până la urmă satisfacțiile contează. Ca și aveți multe etnii care trăiesc aici în Vinga. Ca și comunitate formată din mai multe etnii, respectiv maghiari, bulgari. Avem și un sat Mailat, care este format, pot să spun, 90% din maghiari. Și în satul Vinga, în comuna Vinga, avem bulgari și maghiari. Spun bulgari pentru că înainte, cei care pot să spun că au format această comună frumoasă sunt cei de etnie bulgară și au o biserică pe care cred că ați văzut-o când ați trecut, ați venit la primărie. Au o biserică frumoasă, romano-catolică, monument istoric care merită văzută și ne mândrim și este o emblemă acestei localități. Vreau să le spuneți telespectatorilor AgroTV câteva lucruri legate de biserica în care dumneavoastră vă desfășurați activitate. Da. Deci Biserica Romano-Catolică din Vinga a fost construită între anii 1890-1892, deci într-un an jumate, aproape 2 ani de zile, s-a construit din fonduri proprii, oamenii din localitate, din comună au donat banii, s-a construit, după cum se vede, într-un stil neogotic. Biserica este destul de mare, are 1400 de metri pătrați, înălțimea interioară este de 30 de metri, lungimea este de 62, la fel și turnurile sunt de 62 de metri înălțime. Pentru perioada respectivă era probabil una dintre cele mai mari biserici din zonă. Așa este, da, este unul dintre cele mai mari și în ziua de astăzi. Oamenii din comuna Vinga, deci credincioși romano-catolici, care la acum 126 de ani erau majoritari, erau în jur de aproape 5.000 de credincioși, au avut o biserică, era mult mai mică, neîncăpătoare, și atunci au avut această ambiție de a construi una mult mai mare ca să încape toată lumea. În momentul de față mai vin credincioși aici în biserică? Dacă da, în tot timpul anului sau în anumite perioade? În fiecare zi avem liturghie, deci zilnic sunt sfinte liturghii. În duminică avem două, una în limba maghiară la ora 9 și la ora 11 e bilingvă în bulgară română. Deci în fiecare zi, în fiecare duminică, la fiecare sărbătoare, zilnic sunt liturghii.
omul din tot timpul a avut această dorință de a-L căuta pe Dumnezeu. Deci Sfântul Augustin spunea că, zice, Doamne, eu te-am căutat peste tot, dar tu ești în sufletul meu. Deci oamenii simt acest lucru pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa și fiecare om, fie că recunoaște sau nu recunoaște, dar în adâncul sufletului îl caută pe Dumnezeu. Părinte, vreau să ne spuneți câteva lucruri vis-a-vis de monografia acestei biserici, acestui lăcaș de cult. Da. Biserica aceasta care este în spatele nostru a fost ridicată în între anii 1925-1926 de primul protopop al Vingăi. A fost o muncă, spuneam, destul de dificilă pentru acele vremuri și având în vedere că s-a înființat în anul 1919 protopiatul Vinga, duminica și în sărbători credincioșii vin. Acum, în măsura posibilității, cei care știți bine sunt angrenați, să zicem așa, cu serviciu, sunt pe la servici, dar în special cei mai în vârstă, pensionarii, vin și nu putem să zicem așa, că ne plângem de prezența lor în biserică. Avem suficienți, mulțumitori, poate față de alte parohii, noi putem spune că suntem mulțumiți cu prezența lor în biserică. Cât despre, să zicem așa, tradiții, se păstrează iarăși cu sfințenie, căutăm să adunăm sau să-i ținem cât mai strânși de biserică, dar mai sunt momente, cum știm bine, când atunci, să zicem, cum este o comunitate multietnică, multireligioasă, se mai întâmplă că atunci când dragostea e mare se mai cunune, se căsătorească, zicem așa, fie cu romano catolici, fie cu alte confesiuni, dar așa cum pleacă de la noi, tot așa vin și de la alte confesiuni la noi și există, zicem așa, o egalitate între cei ce pleacă și cei ce vin, însă nu Bisericii Ortodoxe. Chiar în spatele dumneavoastră aveți o cupolă, este vorba de prima cupolă care se va înălța, sperăm, până pe la sfârșitul lunii octombrie. O cupolă care trebuie oarecum reînnoită, pentru că cea care este în momentul de față pe biserică, lemnul este cariat, tabla este fisurată, ruginită, apa își face simțită și ea prezența, cariile de asemenea din lemn sunt prezente și ele acolo și ceea ce aveți dumneavoastră aici în față, deci cupola care este încă în lucru, am primit și din partea Consiliului Local de la Vinga și din partea Consiliului Județean sume destul de consistente, să zicem așa, care ne-au ajutat, care au fost, putem spune, ca o mână întinsă, o mână de ajutor întinsă pentru parohia noastră, cu ajutorul cărora, iată, probabil până la sfârșitul, probabil anului viitor, undeva poate prin, chiar încă poate și mai repede, până pe la hramul bisericii, undeva prin august, 15 august, probabil amândouă turnele vor fi așezate sus, acolo unde le este locul. Chiar duminica cea trecută ne-am putut bucura de prezența în Înalt Preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Ioan, alături de Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei, care au venit și au sfințit cele patru cruci, care se vor înălța pe cele patru abside ale bisericii, plus troița, care o vedeți aici de lemn, închinată tot protopopului Patrichie Țiucra, cel care a fost, spuneam, primul protopop al acestei parohii. Domnul primar, locul în care ne aflăm, când a fost transformat, schimbat în felul acesta? Ne aflăm într-un parc nou al comunei Vinga, care în 2016 s-au început lucrările și s-a finalizat în jurul datei de 1 august 2016, înainte de a avea sărbătoarea comunei. Atunci am făcut recepția și am reușit să-l terminăm până la acea dată. Este un parc, este o investiție a Consiliului Local, bani de la bugetul local, în jur de 400.000 de lei, cu toate activitățile sportive, culturale, să fac tot felul de evenimente. Am hotărât să facem o scenă mobilă în care toți copiii sau când avem evenimente culturale, artistice, să derulează aici. Este pregătit și pentru bătrâni, unde se întâlnesc ziua și mai joacă o partidă de șah. După cum vedeți, s-au prins și toți pomii, au în jur de 4 ani de zile. Eu zic că e o investiție reușită, pentru că acei înainte de 2014-15 mai aveam câte o vacă, pe acei câte un purcel, câte o oaie. Acum toți copiii se pot distra până seara târziu.
Doamna director, vreau să ne spuneți câți copii de aici, din zona de vest, din zona Vinga, studiază la liceul pe care dumneavoastră îl conduceți, câți elevi aveți în școlile generale? Avem în jur de 830 de elevi în cele patru cicluri, preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Dintre, avem câte două clase, trei clase de a opta, privind și Mănășturul, deci dacă socotim și școala de la Mănăștur, avem trei clase de a opta, în jur de 60 de elevi, dintre aceștia, având liceu, o singură clasă de liceu, liceu cu profil tehnologic, profilul servicii, tehnician în activități economice, nu avem posibilitatea decât 28 de copii să îi reținem la liceu. Ceilalți, marea majoritate, se îndreaptă către școli profesionale, către alte licee din Arad sau Timișoara. Iar dintre cei care finalizează clasa 12-a, avem în proporție de, deși în funcție de promovabilitate, în proporție de 80% dintre elevi merg la facultățile din Timișoara sau din Arad. Aici au fost investiți 500.000 de lei. Suntem într-un program de reabilitare și renovare. Mai avem și alte clădiri, dar să vorbim despre acest corp de clădire, unde au fost, am zis, folosiți 500.000 de lei, s-au renovat interioarele, absolut tot interior, plus acoperișul, deci parchet, interioare, partea de electrică, zugrăvit și absolut tot ce a fost necesar pentru ca elevii la începutul anului școlar să se simtă în siguranță și confortabil, pentru că învățământul este prioritar, iar beneficiarii procesului de învățământ sunt elevii acestei comunități, niște copii de altfel deosebiți, minunați, iar noi facem tot efortul pentru a ridica nivelul învățământului, pentru a fi sensibil, așa cum zicea Nicolae Iorga, pentru a fi noi oameni, au fost alți oameni, iar pentru a fi alți oameni trebuie să fim noi oameni, sau suntem noi oameni, cel mai corect spus. Domnul primar, o altă instituție de învățământ care primește sprijin din partea Consiliului Local, ați demarat aici mai multe lucrări. Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră ce ați reușit să faceți până în momentul ăsta și ce urmează să se mai întâmple aici în acest perimetru, pentru că lucrările sunt în plină desfășurare. Da, într-adevăr, ne aflăm într-un sat aparținător comunei Vinga, respectiv satul Mailat, unde, ca și investiție, am început reabilitarea și modernizarea școlii. Este o investiție cu bani de la, pe programul PNDL, de la Guvern, Ministerul Dezvoltării, care are o valoare în jur de 1 milion de lei. Și ca și lucrări am început să reabilităm toate clădirile și, după cum vedeți, și acest teren frumos pentru copii să desfășoare și activități sportive. Eu zic că așa încet, până la sfârșitul anului, vom reuși să închidem acest proiect și să poată copiii să desfășoare tot felul de activități sportive, chiar și cultural-artistice în sala din spatele nostru, care este iar din nou o sală de sport, unde se pot face și alte activități. După cum v-am spus, suntem în satul Mailat, un sat cu o comunitate de etnie maghiară, majoritate maghiară, o comunitate de oameni harnici, agricultori în general, care muncesc pământul, într-adevăr îl muncesc, și ca și producții agricole sunt, pot să spun așa, pe primul loc în comuna noastră. Pe această cale vreau să-i și felicit pe acești oameni minunați care sunt alături de noi, de comunitatea din comuna Vinga. Funcționăm acest este al patrulea an de când funcționăm, de când avem activitate.
Asociație bazată pe reinvestirea profitului, pe crearea locurilor noi de muncă. Câte locuri de muncă aveți în momentul ăsta în cadrul asociației? Acum suntem 8 angajați, avem majoritatea sunt femei, doar eu sunt băiat. Două sunt fete care livrează, restul bucătari și ajutor bucătari în bucătărie. La început am fost 5, am reușit să ne dezvoltăm cu ajutorul contractelor noi, cu ajutorul investițiilor pe care le-am făcut. Avem contracte noi, să zic, cu Smithfield România, livrăm la fermele lor de porci, avem cu Simultanu, renumită fabrică de lactate de la Orțișoara și pe lângă asta lucrăm și cu persoane fizice, cum ar fi inclusiv vârstnici care plătesc, să zic, la sfârșit de lună cu pensia, sunt și persoane cu nevoi speciale pe care le ajutăm cu ajutorul primăriei, identificăm persoanele acelea și au anumite avantaje datorită nouă, cum ar veni. Cum sunt prețurile pe care le practicați față de alții, să spunem, agenți economici în cadrul asociației dumneavoastră? Avem prețuri mai mici, cumpărând și de la producători locali, care ne oferă, bineînțeles, actele necesare, și ne adresăm și persoanelor cu nevoi speciale, după cum am spus, datorită primăriei ne mai ajută. Și noi lucrăm, v-am spus, cu un preț mai mic față de concurență, tocmai ajutând persoanele din localitate și creând locuri de muncă și livrând la persoanele care au probleme. Mâncare caldă, mâncare proaspătă pentru cei care fie nu au timp, fie au o stare precară a sănătății, veniți în sprijinul lor, le-o livrați direct acasă. Da, livrăm în fiecare zi mâncare proaspătă, o producem în fiecare zi producem mâncare. Ne bazăm și pe cei care nu au așa mult timp sau care nu se pot organiza, ideea în care sunt persoane care plătesc bunicilor care au rămas în localitate sau în localitățile învecinate că le plătesc mâncare și noi ducem zilnic mâncare caldă. Ei sunt siguri că bunicilor au mâncare zilnică, proaspătă și caldă. Și cred că mai trebuie să subliniem faptul că foarte multe dintre produsele cu care lucrați sunt produse din zona voastră, produse românești. Da, sunt produse românești, lucrăm și cu producători care, de exemplu, în Maila sunt producători de cartofi, de varză și produsele locale din zona noastră. Domnul primar, investițiile pe care le-ați făcut în ultima perioadă aici în localitatea dumneavoastră își spun cuvântul. Iată că aveți o alee făcută cu ajutorul galului. Da, într-adevăr, este o investiție pe fonduri europene cu ajutorul grupului de acțiune locală Lunca Mureșului, unde suntem și Comuna Vinga membri. Este o investiție alea respectivă și plus achiziții de utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi, respectiv tractor, tocător, o lamă de zăpadă și tot ce trebuie în spatele unui tractor pentru a întreține spațiile verzi din comună. Această investiție pot să spun că este aproape terminată, încă n-am făcut recepția ca să ne putem lua banii de la fir. Urmează în decursul săptămânii viitoare să facem recepția și să facem cererea de plată să ne luăm banii. Este una din investițiile pe care le-am făcut cu ajutorul galului. Mai avem și alte alei și spații verzi amenajate cu ajutorul galului pe fonduri europene și avem o colaborare foarte bună cu cei de la galul Lunca Mureșului. La cât se ridică valoarea investițiilor până în momentul de față și ce vă propuneți să mai faceți cu ajutorul galurilor? Anul acesta, respectiv practic de anul trecut am făcut cererea de finanțare și anul acesta au început lucrările. Nouă ne-a revenit suma de 85.000 de euro pe care am căutat să investim în această alee și utilajele pe care le-am cumpărat pentru întreținerea spațiilor verzi. Și în viitor vreți să mai faceți și alte proiecte, programe? Acum, în viitor, depinde și de noi, cei din grupul de acțiune, ce hotărâm, pentru că hotărâm împreună și vom 100% vom aloca pentru fiecare comunitate anumite sume. Bun, de aici ce mergem să vedem, să filmăm? De aici o să mergem, am început cei 24 de kilometri de canalizare, mergem pe o stradă unde practic s-a terminat
extinderea de rețea și după aceea o să venim cu asfaltare. Un alt proiect pe care tot pe fonduri europene, respectiv AFIR Timișoara, este vorba de un proiect în valoare de 1 milion de euro de asfaltare străzi. Mergem cum se face normal canalizare și în spate venim cu asfaltare. O să mergem și să vedeți așa, ca și lucrare terminată, nu arată nu știu ce de bine strada pentru că urmează amenajată, dar așa e pe șantier. E foarte adevărat și ați făcut o precizare importantă. Întâi ar trebui făcută canalizarea și apoi asfaltul. Mai sunt, din păcate, multe primării prin țară care procedează exact invers. Da, este adevărat că este foarte important să lucrezi partea de subteran și după aceea să vii respectiv cu amenajarea străzii. Asta căutăm să facem și noi. Poate nu întotdeauna reușim să facem exact cum ne propunem, dar eu știu, încercăm să reușim să mulțumim și cetățenii acestei comunități. Domnul primar, vorbeam noi despre investițiile pe care le faceți în sistemul de canalizare. Bineînțeles că după ce veți reuși să duceți la bun sfârșit cei 24 de kilometri, va urma asfaltul. Asfaltul, da. Da, într-adevăr, ne aflăm pe prima stradă în care a început proiectul de canalizare. Acest proiect practic este împărțit în două proiecte, proiect finanțat de programul PNDL, respectiv Ministerul Dezvoltării, și cu extindere stației epurare și tot extindere rețea de canalizare pe fonduri europene, respectiv AFIR Timișoara. În totalitate sunt într-adevăr 24 de kilometri, asta este un început, strada asta este gata în mare, urmează branșamentele la fiecare gospodărie în parte și după aceea mai avem un contract de finanțare aprobat pe fonduri europene AFIR Timișoara de 1 milion de euro, respectiv asfaltare străzi. Deci toate străzile care sunt aici în apropierea noastră, după ce va fi extinsă rețeaua de canalizare, va urma asfaltarea. Asta presupun, estimez, ca la începutul anului viitor. A fost greu să faceți toate aceste proiecte? Pentru că nu e nici simplu. Vreau să vă spun că aceste proiecte au început în 2014-2015. Practic, într-un mandat îți faci proiectele și în al doilea mandat începi să faci execuția. Și probabil că în al treilea mandat facem recepția. Cam așa se întâmplă. Din păcate, la noi, documentația pe care trebuie să o faci stufoasă, aprobările sunt cum sunt, avizele de la toate instituțiile publice, parcă noi românii ne dăm singuri, ne punem piedici. Dar asta e, așa funcționează deocamdată legile acestei țări și mergem conform legii cum trebuie. Bun, haideți să mergem de aici către primărie. Ne reîntoarcem practic în primărie pentru că vreau să tragem acolo o concluzie la tot ce am reușit noi să surprindem în cele 24 de minute pe care le avem alocate emisiunii Primar Fără Egal. Locuitorii acestei comune, acestei comunități, ar trebui să facă o diferență. Diferența face 2012-2019. În 2012, Comuna Vinga avea 0 bani accesați pe fonduri europene, avea 700 de metri de străzi asfaltate și la ora asta avem 12,5 km de străzi asfaltate și mai avem proiecte finanțate, chiar semnate contracte de execuție pe încă un proiect, să zic așa, de asfaltare străzi în valoare de 1 milion de euro, 1,5 km, care, după cum v-am explicat, pe teren, după ce mergem cu canalizarea, extindem rețeaua de canalizare în spate, încercăm să venim și cu partea de amenajare a străzilor, respectiv asfaltare și trotuare și accese la gospodării. Oamenii au locuri de muncă aici în Vinga? Da, să știți că cu șomajul stăm foarte bine. Există locuri de muncă, chiar și dacă nu există în localitate, fiind poziționați între cele două orașe mari, respectiv municipiul Arad și Timișoara,
au posibilitatea să facă naveta. Dar pe lângă cei care fac naveta, avem cele două societăți comerciale care fiecare are cel puțin, să zic așa, în jur de 150 de angajați care lucrează în două schimburi. Deci, la noi șomajul ar putea fi zero dacă toată lumea ar vrea să muncească. Mulțumesc AgroTV pentru că ați ales Comuna Vinga. Salut telespectatorii AgroTV și nu numai și celor care se uită la emisiunile dumneavoastră. Salut pe toată lumea și în special pe locuitorii acestei comunități. Acolo unde oamenii muncesc, rezultatele nu întârzie să apară. Administrația locală din Vinga a reușit să demonstreze tuturor că și în România se pot face lucruri frumoase. Oferindu-le oamenilor un standard de viață, satul românesc devine atractiv pentru cei care vor să trăiască departe de zgomotul orașului. Emisiunea v-a fost oferită de Mabo Utilaje, unul din principalii dealeri din România de tractoare, utilaje agricole, de construcții și utilaje municipale. Mabo Utilaje vă așteaptă cu cele mai corect dimensionate soluții pentru afacerea dumneavoastră.